Rivalitate, nu? Nu, nu e nici un fel de rivalitate. Ce muzică asculti? Rap, rock, dubstep, bass. Ce părere ai despre muzica din ziua de azi? În general, manele, rock, rap, așa, MC ăștia care s-au băgat acum pe o felie. Bă, băi, toți trebuie să faci ce simți, tu, ce-ți place ție să faci și nu contează acum. Știi că noi care suntem răneți, comentăm că nu ne place aia, nu ne place aia, dar cel mai bine e să facă fiecare ce-i place, să asculte fiecare ce-i place. Așa, fii atent, am o întrebare. Așa, nu te-ai asta la montaj, să putea să blochează. Fii atent, întrebarea săptămânii. Dacă tu îmi spui ce înseamnă, ce întrebare spun eu acum, o să te contactăm, fii atent. Întrebarea săptămânii este, ce monkey funk? Monkey funk. Da, ce monkey funk? Dacă știi ce înseamnă, după tine așa, ca ce sună acest cuvânt? Am auzit ceva de house. Ce sună ție așa, în general, ca ce sună? Monkey funk. Nu, e un stil de dans. Ok. Mulțumim. Dai tu la montaj, da? Da, ce părere ai despre rocker și rapper? Bă, da, mă, părere foarte bună. Adică, da, fana mea. Fiecare cu muzica lor. Și fiecare, fiecare cu ce vrea să asculte. Da? Și tu ce muzică asculti? De toate, de genul. Ce-mi place, aia ascult. Ce părere ai de muzica din ziua de azi, în general, așa? Bă, îmi place cum când sună, ce să zic. Hai, te pup. Bă, da, Mikey, Mikey. Oh, stai mă că-i pe roșu, mă! Bă, poate rog, bați mai mult! Bă, da! Bă, spre rocker și rapper. Mie îmi plac doar rapperii. Rockerii în niciun caz. Hai, un punct în plus. Ce muzică ascultați? Rap, în general. În doua! Ce părere aveți despre muzica din ziua de azi? MC, manele, tot, tot, tot ce a apărut acum nou. Păi, le ascultăm, dansăm pe ele, da? De plăcut nu toate. Ia cu inima sa. Aia e foarte tare. Chiar nu. Întrebarea săptămânii, dacă tu îmi spui ce înseamnă acel cuvânt, oricum o să ne cauți pe YouTube. Pena, întrebarea săptămânii este, ce monkey funk e? Ca ce sună ție cuvântul ăsta? Ce ar însemna așa după tine? O maimuță nebună, nu știu ce face. Aia când dă. Așa, asta înseamnă, da. Asta îmi sugerează. Da, asta îmi sugerează mie. Ok, mulțumim. Top DJ. 2 secunde. Ce părere aveți despre rocker și rapper? Nu știți, nu? Dar ce muzică ascultați? De obicei? Păi nu știu ce muzică asculti? Nu prea ascult. Asculti muzică? Sinfonie? Nu. Tu? Nici. Nu știu, mamă, n-ascultați muzică degeaba. Uite, repătările mă spăra azi, mă spăra și părerea aveți despre rocker și rapper. Îmi plac rapperile. Da. Și ce muzică ascult? Ne-ai dezamăgit? Opla. Ce-ai fumat, mă, Hanica, bătule? Las 2 secunde, ne-a ajutat un interviu. Bă, ai văzut pe ele. Las 2 secunde. Las 2 secunde, vă întrebăm ceva și atât. 4 întrebări. Bă, pentru că mai ai văzut unul. Păi da, asta de că fugea de noi. Bună ziua, dragă domnișoară. Știți când aveți voie să parcați aici? Aha. Deci manche panche. Ah, ok. Mulțumesc. Pa, întrebări. Păi zi-mi-le dinainte. Așteptăm să pună pe rog. Ce părere ai despre rapă și repă? Ce muzică asculti? Mă să fac așa. Lasă-mi spui ce peruca din pop. Nu, pune-mi întrebări. Nu? Nu știu. Dar nu știi răspunsuri. Că nu pot să fac. Da, mă, vorbești. Nu, întreabă, mă. Răspunsul. Da, mă, că îți răspunde. Cum? O să apărezi, mă, YouTube. YouTube? Da. Nu, nu știu, mai fi ceva? E lângă ProTV cu alea. Da, că nu te știu, dar ce părere ai? Nu vreau pe aia să... Lasă-l, mă, că e trist. Dacă-i făcut, mă. E frică de cameră, uite, ele pase două.
Bă, n-ai putea mă pișa din mine. Hei, nigga! Mickey Mouse! Hei, nigga! Hei, hei! What the fuck, domnule? Mă lovi interviu, mă lovi interviu, mă. Sunt prea multe nigga pe acolo și mie că ne alergă, drept. Două minute. Nu! La câteva întrebări, toate întrebări. Mă grăbesc! Okay. Unde te grăbești? În Olandia. Hai să vorbim. Întreabă pe femeia aia, mă, prostule. Aia cu șapcă. Hai să vădă popular. Nu contează. Hai, lasă-mă, lasă-mă. Întreabă pe asta. Hai, mă, n-ai sânge, mă.